Bună ziua, iată la o altă familie. Am de gând să vă arăt cât mai mult. Această familie nu este așa dezvoltată ca celelalte, dar în schimb am să vă arăt un lucru. Fiindcă tot e la modă cu arătarea puietului la ora asta. Am să vă arăt și eu. Și bineînțeles cu măcile, cei care vând măci, eu nu am nevoie să cumpăr măci. Am să vă arăt o ramă cu puiet. Iată așa arată o ramă cu puiet. Foarte frumoasă bătută. Fac eu reginele mele, am studiat mult și să am zile să le pot pune în practică ceea ce am studiat până acum, timp de un an de zile. Iată aici o ramă de unde e clozat. Aș vrea să o arăt, dar mă uit un pic de mătcuță să fie pe aici. Deci pe aici eclozează albinuța. După punerea colectoarelor s-a redus blocajul cuiburilor foarte mult. Dar aceasta este o familie mai slăbuță, nu e așa puternică ca celelalte, dar e diferență de o ramă, două, nu e mare diferență între ele. Acum 4 zile, când am început să filmez, am pus rame goale. Și aceasta este una dintre ele și pe partea de jos s-a ouat deja, deci în 4 zile. Trebuie înțeles că după aceste lucrări ce le fac, ca și tratamentele care le aplic, următorul control va fi peste 7 zile. Iată și aceasta este o ramă pusă cu o săptămână, este pusă această ramă cu 7 zile și este o oată foarte frumoasă, plină cu larve. Nu o să se vadă la cameră, degeaba o să o arăt, dar e foarte frumos montat. Eu nu merg pe a culege miere în special, ci de când am pierdut această pină merg pe sănătatea albinelor. În primul rând, ca pe ce iese, iese, ce nu. Nu, da, se pare că evoluează foarte frumos. Mi-aduc aminte de anul trecut, când Eduard a venit cu două familii la mine, m-a ajutat. N-aveam putere să gândesc la nimica, știam cum o să iernez, știam cum o să le dezvolt, dar n-aveam curaj să mă gândesc la nimic. Nici acum nu mă gândesc foarte departe, pentru că așa sunt eu, nu am metoda de gândire. Iată încă o ramă frumoasă și
miere. Nu țin la rapiță, am văzut că li s-a sufocat stupii. Ia uitați aici ce frumos, o mătcuță foarte, foarte frumoasă. Adică pomacă foarte bună, ouă foarte bine. Și am un concept anul ăsta, dacă intră în friguri înainte să mă apuc eu de mulțire, voi folosi bocile de roire. Dacă nu intră în friguri până vreau eu să mă apuc de mulțire, atunci voi face eu bocile, deci cam în acest lucru voi gândi eu. Am să-i mai pun o ramă goală acolo. Aduc o ramă goală. Și cu acesta mă voi întâlni săptămâna viitoare, da? Această familie. El nu este dezvoltat încă pe toate ramele. În momentul în care nu este dezvoltat pe toate ramele, vom pune diafragma la câte rame consider eu. Așa, am pus diafragma. Aducem și lui tratamentul cu oxalic. La acesta eu o să dau numai o siringă jumătate. Ajunge deocamdată o siringă jumate de oxalic. Peste două săptămâni vom vedea în ce măsură este dezvoltată această familie. Foarte simplu, o să vedeți la mine acest lucru, dacă vi-l voi arăta, bineînțeles că stați liniștit, nu arată nimeni ce face concret la o stupină. Nu este interesul nimănui să arate așa ceva. Deci am dat o siringă jumătate de oxalic. Bineînțeles, rezultatele acestui mod de a îngriji albinele, fiindcă eu schimb total percepția de îngrijire a albinelor față de ceea ce știam și ceea ce vedeți pe internet. Nici această folosire a oxalicului nu o să o găsiți pe internet. Cum am spus, nimeni nu are niciun interes pentru a arăta anumite lucruri. Mie mi-este indiferent, la ora actuală puteam să nu mai fiu, deci nu mă mai sperie mare lucru pe lumea asta. Iată,
punem podișorul de sită. Las un pic de aer, fiindcă este foarte caldă. Nu i-a plăcut nici pentru ele să ventileze în continuu. Lăsăm un pic de oxigen aici, să treacă, mai ales că este obturat cu colectoarele de polen urdinișul. Deci aceste familii sunt bune spre medic, am așa să le considerați. Nu sunt nici puternice, sunt spre medie așa. Vom vedea undeva pe 15 mai, când voi decide începerea înmulțirii acestor familii. Acestea sunt dezvoltate, așa le consider eu. Bine, deocamdată atâta. Ia să vă arăt și afumătoarea. Iată cum fumegă cu bradul acolo, cu coaja de brad. Bine, până ce voi... Am să vă mai arăt o familie subdezvoltată, micuță, pe care fac lucrări de a dezvolta-o și pe ea. Bine, nu? Bine, nu? Atunci.